Să veniți mai aproape, pentru că nici eu nu aud ce spun ele. E așa, e târg. Și vrem să stăm și în picioare, poftim. Mihaela, ne ok. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, că m-a rugat să fiu în deschiderea acestui volum pe care îl publică. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre... M-am gândit de ce ar publica Mihaela Miroiu o asemenea carte. În sensul în care Mihaela Miroiu are opera academică, da? Mihaela Miroiu are teorii fundamentale, nu teoria convenabilității, are concepte introduse în studiile feministe deja cu largă circulație, room service, da? Feminismul de tip room service. A făcut școală, are nu știu câte publicații, da? Deci nu mai continui, că cei care suntem aici am venit pentru că îi știm foarte bine opera. A construit instituții, a făcut școli. De ce ar scrie un volum în care să-și adune toate interviurile, nu? Și am încercat să găsesc câteva răspunsuri, desigur, întrebarea era retorică. În primul rând, aș zice pentru că Mihaela Miroiu are o agendă publică asumată, poate nu chiar de la început, dacă mi-amintesc bine, la un moment dat am avut o disensiune în ANA în care Mihaela Miroiu era foarte interesată de partea academică și a construit școli, masterate, generații de studenți și la ANA începusem să facem și lucruri mai aplicate și nu avea la momentul respectiv nu era așa mare interes pentru ea, dar după aceea agenda ei publică asumată, o cunoaște toată lumea și în spiritul acesta și un asemenea volum este foarte potrivit. De ce un asemenea volum? Pentru că, și să mă și citesc pe mine, este Haiduca de Sâncrai. Am scris despre ea într-o povestioară de copii și am numit-o Haiduca de Sâncrai. Este Haiduca științelor sociale, a feminismului, nu mai spun, are acest apetit și această responsabilitate și acest har până la urmă, da? De a ieși în față, da? De a lua tot felul de... are un stomac tare, da? Și de a se lupta cu tot felul de idei, cu tot felul de prejudecăți, da? Deci are acest spirit de haiducă de Sâncrai și are în sânge datoria și voluptatea asta de a fi un spirit critic. Aș mai zice că, nu știu cum așa mi-a venit să o compar cu un fel de Perjovski de al științelor sociale și al feminismului, sau Perjovski un fel de Mihaela Miroiu. Așa cum Perjovski poate așa de ușor să expună la Tate și să scrie și pe zidul de la Sibiu sau să se ducă într-un cămin cultural și să facă lucruri semnificative, tot așa o văd pe Mihaela Miroiu capabilă, și asta este, volumul este o dovadă, este capabilă să scrie pentru conesori. Și una din tristețile ei, dau din casă, este că nu e citită în acest sens pe măsura anvergurii publicațiilor ei academice, dar pe de altă parte este capabilă să se adreseze unui public larg, dorește acest lucru și o face tot cu profesionalism și cu conținut. Deci de aici am simțit o anumită posibilă comparație. De ce acest volum? Pentru că Mihaela poate. Nu oricine ar putea să-și adune interviurile, poate mulți de aici au mai dat interviurile, ei le pui la un loc și ai o pilă până la editură și te publică. N-ar avea conținut, n-ar avea coerență dacă ele n-ar fi cu o valoare independentă, dar au și o valoare împreună. Ori, sincer, acest volum are o anumită unitate în diversitate, pentru că, așa cum a spus și s-a spus și înainte, avem interviuri din reviste foarte diverse, da? Avem conferință la Facultatea de Filozofie transformată într-un articol științific și avem, pe de altă parte, Tango și Tribuna Învățământului și Observatorul Cultural, da? Avem și Contributors și altele, nu le spun pe toate, e o combinație, putea să fie un eșec răsunător, da? Nu este, pentru că Mihaela, în toate intervențiile ei, sunt intervenții cu profesionalism, cu seriozitate, scrie pentru oricine sau vorbește cu oricine, dar o face cu respect și cu conținut. Și atunci ea poate să-și publice și un acest tip de volum. Și nu în ultimul rând, e vorba de arhivarea de acest tip a ideilor publicate în diverse alte locuri. E o arhivare pe care eu o iau în sensul unui respect pentru munca, da, da? Și este respect și nici de cum
vanitate, da? În public, articolele, nu are nevoie de așa ceva, este vorba de respect și arhivarea asta este necesară când ai în spate o asemenea operă. Ce oferă volumul? N-am să mai spun de revistele și de unde vin, de unde provin articolele, sunt foarte diverse. Este spiritul din restul și vestul, din Cu mintea mea de femeie, din Neprețuitele femei, este acest spirit, pentru că este mai adecvat genului acesta de volum. Ce ofer? Ofer o întâlnire cu Mihaela Miroiu, cu mintea și sufletul ei, dar o întâlnim, fie că o cunoaștem, cei care o cunoaștem foarte bine, tot mai găsim câte ceva, cei care nu o cunoașteți, chit că sunteți cei câți, nu știu, 3,5, am uitat să mă uit astăzi, câte mii de follower ai pe Facebook. Aparent o cunoașteți, dar să știți că e bine să citiți și ce a scris ea, că o să o cunoașteți mai bine, deci toți avem câte ceva de câștigat. Dar nu numai cu Mihaela Miroiu o întâlnire, este o întâlnire prin intermediul Mihaelei Miroiu și a scrierilor și a acestor interviuri cu lumile trăite de Mihaela Miroiu. Este o abordare, hai să mă dau perspectivală, asupra diverselor momente de pe parcursul unei vieți, deci și a perioadei comuniste cu nuanțele respective și a perioadelor postcomuniste. Deci cumva avem prin intermediul acestui volum acces și la lumile din spatelor unor experiențe personale ale Mihaelei Miroiu. Sunt lumi cu care de cele mai multe ori ne identificăm. Când vorbește de năclăiala lumii în care trăim, ne cam ia cu frisoane și cam simțim toți despre ce vorbește. Ne regăsim în foarte multe din lumile și din părerile Mihaelei, în unele nu le regăsim. De exemplu, nu mă regăsesc în zona asta de descriere a lumii rurale, da? Aș zice că pentru Mihaela, bunica, sunt craiul, sunt light motive ale a ceea ce reprezintă Mihaela. Eu, neavând tradiții și experiențe rurale, pentru mine, eu sunt fascinată însă de orice povestire și știu diverse povestiri legate de această lume rurală. Acum, ca să fiu și un pic critică, eu nu sunt, deci nu e lumea mea, dar asta este, nu critică, ci faptul că intrăm într-o, mă pune să mă gândesc. Și mi-am notat aici, sunt mai puțin în lumea asta pe care o prezintă Mihaela Miroiu, apropo de perioada comunistă, în care nu e inexistența sexualității și a vieții și a plăcerii, fatalismul condiției de a fi femeie pe care l-a pierdut de-abia după comunism, complexul de a fi femeie pe care zice Mihaela că l-a pierdut de-abia după ce a născut. Acum poate eu n-am cunoscut-o pe Mihaela decât după ce născuse și zice ea că a pierdut complexele astea. Numai complexată nu era Mihaela când am cunoscut-o eu. Dar poate ne explică ea mai bine ce a vrut să zică, dar lumile astea și nu doar din nostalgie. Da, era tinerețea noastră, dar parcă nu-i chiar așa de umbroasă cum prezintă uneori Mihaela. Este o poartă către opera ei. Deci, da, sunt interviuri, da, și au rostul lor în stilul de jurnalist, dar ne ajută să înțelegem și opera. Și ne ajută să înțelegem, și aici chiar citesc din Mihaela, să înțelegem cum e Mihaela sufletește ortodoxă, intelectual moral protestantă, ecologist umanistă, artistic și instituțional catolică, dar și nu se dezice un pic de budism, cei care o... asta e Mihaela, da? Și asta, poate liberalismul e așa ca un fir roșu, așa o regăsim și în operele ei. De ce titlu m-am mai gândit? Aripi și rădăcini, și cred că cuvântul cheie este și. Cred că în volum găsiți o zonă de idei, păreri, opinii, articole în care se vorbește de importanța rădăcinilor și iar îmi vine să spun sunt crai și bunica, nu știu de ce, dar aș pune aici și filozofia, așa cum a fost ea făcută vremurile de tristă amintire. Ea vorbește frumos despre perioada aia, despre anumiți profesori, da? Deci rădăcinile le simțim ca fiind foarte importante. Pe de altă parte, este o zonă în care din articole parcă simți că Mihaela vrea să spună ce greu i-a fost să zboare, să ia aripi cu
cu rădăcinile cu care am intrat toți după 89. Mi s-a părut că există această dualitate în articolele respective, dar cred că șiu este cuvântul cheie, că până la urmă e mare nevoie și de rădăcini și cu cât rădăcinile sunt mai adânci, cu atât până la urmă nu contează cum bate vântul, da? Poți să o iei și să zbori pe unde vrei. În final, aș încheia cu mantra Mihaelei Miroiu. Of, Doamne, sper că sinceră, da? Of, Doamne, de-abia aștept să nu mai fiu feministă. Așteaptă tu mult și bine. Noi nu așteptăm. Da, cred că cei de aici nu așteptăm deloc ca ea să nu mai feministă, să nu mai fie feministă. Cred că ea nici nu poate, fie în ce scrie ca literatură, fie în ce scrie în academic. Nu poate să nu fie feministă, așa că noi nu facem altceva decât să așteptăm următoarele ei apariții editoriale și apariții și lor de poziție publice. Felicitări, Mihaela! Îi mulțumim doamnei Laura Grunberg. Înainte de a-i da cuvântul autoarei care poate va dori să-i răspundă doamnei Grunberg în unele chestiuni, vă propun totuși să o ascultăm pe cealaltă invitată noastră, pe doamna Ecaterina Safarica. Domnia sa are o vastă experiență ca director de comunicare la Procter & Gamble și a fost implicată, din câte știu, din câte am putut afla, inclusiv în niște programe de educație civică ca să leg de volum și de ce facem aici în cadrul companiei inițiată de companie. Am să o rog acum să ne vorbească, evident, despre volum și despre Mihaela Miroiu. Mulțumesc și bună ziua! Arim și rădăcini. Cum Mihaela își definește singură volumul, este o culegere de interviuri. Interviuri care, de data asta, prin esența lor, sunt practic dirijate în tematică de întrebările jurnaliștilor și de ce consideră ei că este interesată opinia publică. Ce face Mihaela însă cu această ocazie? Ce știe ea mai bine? Să ne ajute să conștientizăm probleme pe lângă care trecem cu ușurință, fără să înțelegem pe deplin gravitatea, importanța și consecințele lor. Și bineînțeles, la final vom avea plăcerea să ascultăm chiar pe doamna Mihaela Miroiu. Pe mine nu prea o să mă ascultați să spun ceva despre cartea asta, pentru că aș prefera să o citiți, pe cuvânt. Adică nu am mare lucru de spus pe tema asta. O să încep cu faptul că așa mă uit în jur și sunt tare bucuroasă să vă văd pe toți. Pe cei care faceți parte din viața mea de 100 de ani, pe cei care faceți parte din viața mea de mai puțin timp, pe cei care faceți parte din viața mea din spațiu virtual, existați și voi și că vă port o mare prietenie. Și să știți că nu aș fi făcut nimic din tot ceea ce au spus aceste două minunate doamne, care sunt foarte obiective, căci sunt foarte bune prietene, nu? Obiectivitate maximă la ele. Nu aș fi făcut nimic dacă nu v-aș fi iubit. Sincer. Nu poți face toate astea când nu-ți pasă. Cu cât ne pasă mai mult de ceilalți, cu atât încercăm fiecare în felul nostru, în sistemul nostru de referință, să nu plecăm de pe lumea asta, sperând neapărat într-o viață viitoare, că în asta ne-am cam pierdut timp. Deci asta mi se pare foarte important. Dar asta nu se poate, vă spun sincer. Țin minte conducătorul meu de doctorat, adică tatăl Laure, că e un clan așa, după cum se vede. Îmi spuneam în cărțile de filozofie feministă, este extrem de puțină iubire, dacă cumva e vreună. Bănuiesc că am ajuns la vârsta la care încep și eu să resimt foarte mult chestia asta. Și resimțind, înseamnă că îmi fac o datorie din faptul că voi include mult mai multă iubire în cărțile pe care le voi scrie de acum încolo. Și cartea asta are iubire în ea. Într-un sens mult mai cuprinzător, mult mai puțin picant,
foarte adevărate, să nu vă așteptați la o carte de dezvăluiri senzaționale, dar e felul în care, cum să spun, în care cred că merită cu adevărat să trăiești în lume tot timpul vieții, pur și simplu iubindu-i pe ceilalți ca pe tine însuți. Eu știu că alta e conferința despre convorbirile cu Dumnezeu, dar am luat măcar bucata asta, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, pentru că este foarte important. Și restul este chestiune de metodă și de conținut. Am făcut toate astea cu bună credință, cinstit vă spun, nu m-am așteptat să pot. Toate au venit atunci când au venit, n-a fost un plan, nici măcar diabolic. Da, am spus că vreau să mă las de feminism, cum zice Laura, și da, mă las mâine, dar am spus condiția. Când ceilalți se vor lăsa de misoginism, sexism și patriarhat. Asta e condiția, să mă las. Altfel e problema relației între cauză și efect. Feminismul nu are absolut niciun sens dacă societatea nu e misogină, nu e sexistă și nu e patriarhală. Ce să faci cu el? Să-ți împodovești? Pe de altă parte, credința mea fermă este că da, există o dreptate în feminismul victimist, multă, numai că istoria pe care o avem în spate, cu toate minunile ei, cu toate ororile ei, cu toate părțile extraordinar de frumoase și extraordinar de urâte, au făcut-o mai ales bărbații. Și că e vremea să nu-i mai lăsăm singuri în toate astea. Și e din plin vremea să nu-i mai lăsăm singuri în toate astea. Iar dacă pentru că suntem înzestrate să dăm viață, ar însemna că mai avem un bonus în plus, în sensul că suntem și mai biofile decât ei, asta înseamnă și relația noastră enormă cu natura care suntem și cu natura care ne înconjoară, înseamnă că suntem mai făcătoare de pace, că vom prefera mai degrabă cooperarea conflictului și grija faptului de a ne bate cu pumnul în piept să vedem care este mai grozav și că vom cumva ajuta ca lumea să înțeleagă tot mai mult că cea mai frumoasă formă de putere este puterea de a da celorlalți putere. Nu puterea de a domina pe ceilalți. Deci cam astea sunt, să zic, aspirațiile împărtășite cu femeile și cu bărbații umaniști și feminiști. În rest, vă îmbrățișez pe tot. Vă mulțumesc că sunteți aici. Sunt norocoasă să am toată familia aici. Chiar toată. Sunt foarte norocoasă să am prietenii mei de o viață aici, pentru că, într-adevăr, noi am trecut prin multe vieți. Sunt norocoasă să am foști studenți, foști doctoranți lângă mine. Sunt norocoasă să vă am pe dumneavoastră, pe ceilalți, care pur și simplu vă deprețuiți un pic ceea ce fac. Mulțumesc! Îi mulțumesc și eu tare mult, doamnei Mihaela Miroi, și îi mulțumesc doar pentru cuvintele spuse aici și prezența la standul editurii. Îi mulțumesc pentru îndelungata colaborare și multele cărți scoase, publicate împreună cu editura Polirom. Mulțumesc de altfel tuturor celor prezenți pentru prezență și pentru răbdarea de a ne fi ascultat și vă invit să cumpărați cartea doamnei Mihaela Miroi de la standul editurii, chiar în spatele acestui spațiu de lansare. Cartea o găsiți inclusiv lângă casele de marcat și vă așteptăm la autografe. Sper că doamna Mihaela Groiu va avea răgazul să acorde și autografe. Vă așteptăm aici pentru autografe. Vă mulțumim!